Dispariția subită a celor trei suflete i-a cutremurat pe cetățenii din Rovinari. Înmormântarea va avea loc mâine în cimitirul orașului. Autoritățile din Rovinari au venit în ajutorul familiei. Astfel, toate cele necesare pentru mormântare vor fi suportate de primăria Rovinari. Vecinii au fost îngroziți de tragicul eveniment și cu inima frântă de durere abia au reușit să rostească câteva cuvinte despre familie. A fost la nuntă, au venit la nuntă, s-au plimbat prin oraș și au venit să-i acasă să le niștească, fac și o baie. Intră în casă și fac o baie. Oamenii liniștiți, cu minți, se vin de la nuntă, nu ceva... În apartament s-a aflat și o fetiță de 12 ani. Da, și ea a găsit un pic în viață, i-a făcut rău, a resuscitat-o, dar până în drum la spitalul l-a deședat. Pe cunosc pe băiatul, pe frate, pe maică, pe toți cunosc. Unul de 30 de ani, cu, de copii mici. Cum mare tragedie. E foarte mare, nu că mare. Păcate e că tine... Ce să mai spunem? Asta e prostia mare cu cazul ăsta, că aveau detectorul ăla, știți, pe conductă, nu se întâmplă treaba asta. Dacă avea, știți, de viitorul ăla de gaz. Nu avea, nu murea. Din primele cercetări ale pompierilor a rezultat faptul că în locuință exista un volum mare de monoxid de carbon de la un boiler pe gaz.